Polițiștii din Ocnele Mari și lucrătorii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale efectuează verificări în cazul dispariției unui băiat în vârstă de 12 ani, domiciliat în orașul Ocnele Mari. Oamenii legii au fost sesizați marți 12 august cu privire la faptul că băiatul a dispărut chiar de lângă tatăl său, în timp ce se aflau în piața din cartierul Nord din Râmnicu Vâlcea. Ieri polițiștii au primit o sesizare că tânărul, în timp ce se afla cu peraza municipiului Râmnicu Vâlcea, în piața din Nord, era împreună cu tatăl său. La un moment dat acesta a plecat de lângă tatăl său fără să-i spună și fără a se cunoaște destinația. Tânărul are o înălțime de 1,53 metri, greutate 80 de kilograme, față rotundă, ochi căprui, păr de culoare șaten, tuns cu breton. În momentul plecării tânărul era îmbrăcat cu un tricou alb cu înscrisuri pe piept, pantaloni scurți negri cu inscripția la variz de culoare roz pe piciorul drept și papuci albaștri din plastic. De asemenea, din informațiile pe care am, minorul nu ar fi la prima plecare de la domiciliu. Băiatul are o înălțime de 1,53 m, greutate 80 de kilograme, față rotundă, ochi căprui, păr de culoare șaten, tuns cu breton. În momentul plecării, tânărul era îmbrăcat cu un tricou alb cu înscrisuri pe piept, pantaloni scurți negri cu inscripția La Varis de culoare roz pe piciorul drept și papuci albaștri din plastic. Minorul nu este la prima plecare de la domiciliu. Persoanele care dețin informații legate de băiatul dispărut sunt rugate să contacteze Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea la numărul de urgență 112.